Ne aflăm în sala de sport din Vicovul de Jos, unde micuții handbaliști de la ACS Vicov Elite, pregătiți de domnul profesor Sandu Zubaș, se pregătesc să devină campioni. Pe domnul profesor Sandu Zubaș, antrenorul celor de la ACS Vicov Elite. Sandu, de ce ai ales să faci handbal cu acești minunați copilași care, iată că de când ne aflăm aici în sală, nu mai au stare? Da, o să aleg să încep cu acest interviu cu mentorul meu, profesorul Luța Mihai, care a ieșit de curând la pensie. El este persoana care m-a influențat și am ales calea handbalului, am făcut liceu cu program sportiv din Suceava, am continuat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, m-am specializat pe această ramură sportivă, da? Pentru că am fost campion național, vicecampion național și vicecampion național în 3 ani consecutivi, 2006, 2007, 2008. Alături de profesorul coordonator Luța Mihai. Deci el, cred că, să vă răspund pe scurt la întrebare, el este motivul pentru care am ales și motivul pentru care se întâmplă ce se întâmplă acum în sala din Vicov de Jos. Foarte mulți copii și foarte multă pasiune. Poți să ne spui de unde sunt copilașii? Pentru că am văzut că sunt din mai multe localități, nu numai din Vicov de Jos. Da, aceasta este a doua grupă a clubului nostru. Copiii sunt adunați, să spunem așa, din împrejurimile Vicovului de Jos, pentru că aici este sala de sport. Copiii sunt din Bilca, Bivolărie, Vicov de Sus, Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, care sunt la o distanță considerabilă și totuși părinții fac eforturi de 3 ori pe săptămână pentru a-i aduce pe copiii lor spre sport și spre sportul de performanță, că asta încercăm să facem aici, sport de semi-performanță, de fapt. Câte grupe de copii ai la ACS Vicov Elite și cum îți desfășori activitatea cu ei? Actualmente avem două grupe de copii. Facem trei antrenamente pe săptămână, a câte o oră și jumătate fiecare antrenament. În trecut am mai avut încă 3 grupe, copii născuți din 2006. Acești copii cu care am și care vedeți și dumneavoastră acum în sală, sunt copiii născuți în 2012, am și câțiva din 2011 și 2013, dar anul principal este 2012. Deci, concluzionând, am 2 grupe actual, 3 foste grupe care au activat în cadrul ACS Vicov Elite. Sandu, și ție, bănuiesc ca și la celelalte sporturi, ți-a lipsit competiția. Ce-ți propui cu micuții handbaliști de la ACS Vicov Elite și când urmează să debutezi cu ei oficial într-o competiție? Da, ne propunem lucruri destul de mărețe pentru acești mici handbaliști deocamdată. Ne propunem să ajungem cu ei până la nivelul de juniori 1 și după aceea să încercăm să înființăm o grupă de divizie, grupă divizionară care a fost în Vicovul de Jos, realizată de către domnul Carcea Cornel, dar nu era pe o bază sustenabilă deoarece nu veneau sportivi juniori din spate, da? Acum noi încercăm să luăm de mici și să creștem pentru a avea o fază finală cu divizia. Revenind la întrebarea dumneavoastră, competițiile oficiale pentru micuții handbaliști vor începe peste un an, 2 ani, să spunem, în clasa a 4-a, ei fiind actualmente în clasa a 2-a. Deci Federația Română de Handbal are gândite competițiile și este structurat în așa mod campionatul, încât micuții încep din clasa a 3-a, a 4-a campionat. Sandu, felicitări pentru tot ceea ce faci aici la Vicov de Jos și mult succes cu acești micuți și frumoși handbaliști care, iată, încă 2 ani de zile trebuie să pregătească intens pentru a participa în competiții oficiale. Da, vă mulțumesc mult, domnul Manuel.
Avem alături cel mai micuț handbalist de la ACS Vicove Elite. Te rog să ne spui cum te cheamă și câți ani ai. Pe mine mă cheamă David Gâră și am 5 ani. David, de ce ai ales tu să joci handbal? Ca să fac sport. Foarte frumos. Și dacă tot ai ales să faci sport și să faci handbal, ai vreun jucător preferat din handbal? Nu am cam. Dar nu-ți place de Cristina Neagu? Îmi place. Și din Nicola Carabatici? Da. David, felicitări că ai ales să faci acest sport și mult succes pe mai departe. Mulțumesc. Încă un micuț handbalist de la ACS Vicov Elite. Te rog să ne spui cum te cheamă și câți ani ai. Mă cheamă Roșca Matei Ioan și am 7 ani. Ioan, spune-ne tu, de ce ai ales să joci handbal? Că îmi place sportul. Și ai vreun jucător preferat din handbal? Cristina Neagu. Felicitări și mult succes pe mai departe. Mulțumesc. Încă un micuț practicant de handbal, te rog să ne spui cum te cheamă și ce vârstă ai. Pe mine mă cheamă Torac Paul Ștefan și eu am 8 ani și jumătate. Ștefan, de unde ești tu? Ești din Vicov? Nu, sunt din Frătăuții Noi. Și spune-ne, de ce ai ales să joci handbal? Ca să fiu un jucător foarte bun ca Cristina Neagu. Se înțeleg că jucătorul tău preferat din handbal este Cristina Neagu? Da, și Michael Jordan. Felicitări și mult succes pe mai departe. La fel și dumneavoastră. Te rog să ne spui cum te cheamă și ce vârstă ai. Pe mine mă cheamă Mironescu Paul și am 9 ani. Paul, de ce ai ales tu să joci handbal? Pentru că am văzut la televizor ce sport minunat eu, ce sport minunat e și am venit și eu. Din ce localitate ești tu, Paul? Vicovul de Sus. Paul, ai vreun model în handbal? Da. Cine este? Luca Balon. Felicitări pentru sportul pe care ai ales să-l practici și mult succes pe mai departe. Mulțumesc!